Prea mărit și binecuvântat să fie Domnul. Pentru că fratele Mircea a avut un gând pentru cei patru tineri care s-au botezat în apă și au intrat în legământ cu Domnul în urmă cu foarte puțin timp, îngăduiți-mi, dragii mei, să-mi încep mesajul din dimineața aceasta cu o mărturie care, într-un fel, se va îndrepta către ei și, într-un fel, poate că vă va vorbi și unora dintre dumneavoastră. Mi-aduc aminte că pe data de 25 august anului 1985 am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului într-una din localitățile din județul Arad, nu în localitatea în care am crescut. Probabil că cei care sunteți mai apropiați știți că tatăl meu nu a fost la credință. Și în câteva rânduri i-am cerut voie să mă botez. Participasem la câteva seri de evangelizare în care cuvântul Domnului, propovăduit de frați însoțiți de ungere, mi-au atins inima. Am simțit atunci momente de bucurie deosebite, dar am simțit că există ceva mai mult de atât și mi-am dorit să intru și eu în legământ cu Domnul. În scopul acesta i-am cerut voie tatălui meu, care nu era la credință, și tatăl meu în câteva rânduri mi-a spus nu. Dar a venit un moment în care a trebuit să iau hotărârea aceasta și am zis, orice s-ar întâmpla, eu vreau să fac legământul cu Domnul. Lucrul acesta s-a întâmplat, cum spuneam, pe data de 25 august anului 1985. Și când m-am întors acasă din biserica de unde luasem botezul, mama mea m-a privit cu foarte multă atenție. A văzut pe fața mea o bucurie pe care nu mai avusesem până atunci. Pentru că trebuie să vă spun că în ziua botezului meu am experimentat ceva ce nu experimentasem niciodată înainte. O bucurie care se cobora din ceruri, parcă valuri peste mine și mă copleșea. Și bucuria aceea am mai simțit-o și atunci când Domnul m-a botezat peste o vreme cu Duhul Sfânt. Mama mea m-a privit și a văzut bucuria aceasta și apoi, nu multă vreme după aceea, la cina Domnului în biserica din satul natal, când pentru prima oară, cu multă emoție, am întins mâna și m-am împărtășit, după masa acelei zile, mama mea mi-a spus, Iosif, facă-mi tatăl tău ce o vrea, de mă va scoate din casă, dar vreau să închei și eu legământul cu Domnul. Mama mea, timp de vreo 21 de ani, frecventase biserica din localitate. M-a dus duminică de duminică în casa de rugăciune. N-a admis să stau acasă, să mă uit la televizor, să fac altceva. Indiferent cum a fost, ce a fost, m-a luat de mână și m-a dus la casa Domnului. Dar în acești 21 de ani, ea n-a încheiat legământ cu Domnul din cauza faptului că tatăl meu nu-i dăduse voie, așa cum nu-mi dăduse nici mie voie. Dar după ce a văzut bucuria aceea care m-a însoțit și mai ales când a văzut că la cină eu am putut să întind mâna să mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului, iar ea a trebuit să stea deoparte. Lucrul acesta i-a atins inima într-o asemenea măsură încât a zis Iosif, facă-mi tatăl tău ce-o vrea, eu vreau să închei și eu legământul. Și așa se face că pe data de 8 septembrie a aceluiași an, în comuna Cil din județul Arad, într-o comună nu departe de satul nostru, încheia și mama legământ cu Domnul. Dragi tineri care ați intrat în legământ cu Domnul, mi-aș dori tare mult ca viața voastră să fie o mărturie care să trezească o cercetare deosebită în viața prietenilor voștri, celor care vă sunt apropiați. Pentru că eu știu că în familie părinții voștri sunt pe calea Domnului și frații voștri sunt pe calea aceasta. Dar mă gândesc la voi și la mărturia pe care trebuie să o depuneți. Pentru că prin această mărturie Domnul să cerceteze pe prietenii voștri
care sunt de o seamă cu voi, dar care încă n-au făcut pasul acesta. Bucuria și transformarea pe care ei s-o vadă în voi, aș vrea să trezească și în inima lor dorința de a se înrola și ei în armata Domnului, de a intra în legământul Domnului. Și zic ca Domnul să vă binecuvânteze la aceasta. Amin. În dimineața aceasta, potrivit cu lucrarea care stă în fața noastră, am ales să citesc un cuvânt care descrie înaintea ochilor noștri momentul în care Mântuitorul Iisus a instituit cina Domnului. Această lucrare pe care noi o înfăptuim, la care suntem chemați să luăm parte. De-a lungul anilor, din cuvântul acesta am mai vorbit și mi-aduc aminte că am vorbit și despre descoperirea vânzătorului. Am vorbit și despre faptul că Domnul Iisus a cântat ucenicii cântările și apoi au plecat mai departe în grădina Ghețimani. Am vorbit despre modul în care a fost instituită lucrarea aceasta, dar am vorbit destul de puțin, sau inacceptabil de puțin aș putea spune, despre sângele legământului celui nou. Pentru că din multele lucruri pe care Domnul le-a dezvăluit ucenicilor în seara aceea, unul dintre cele mai importante, dacă nu cumva chiar cel mai important, era faptul că Domnul le-a descoperit că sângele Lui este sângele care pecetuiește legământul cel nou, încheiat între Dumnezeu și om și prevestit cu câteva sute de ani înainte prin profetul Ieremia, în capitolul 31 al cărții sale. Despre sângele legământului celui nou, despre sângele Domnului Iisus, se vorbește destul de rar, măcar că El constituie temeiul multor binecuvântări pentru noi. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea, în câteva cuvinte, atât cât timpul ne va fi favorabil și ne va îngădui, și atât cât Domnul ne va ajuta să vorbim despre beneficiile care izvorăsc și despre responsabilitățile care izvorăsc din această lucrare. Beneficiile care izvorăsc din jertfirea Domnului Iisus, din vărsarea sângelui Lui Sfânt, din pecetuirea legământului celui nou, cu sângele sfânt și fără cusur al Fiului Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Spun că se vorbește rar și puțin despre lucrul acesta, eu însumi am vorbit rar, și nici pe alți predicatori nu i-am auzit vorbind mai des despre sângele Domnului Iisus. Și totuși, dați-mi voie să vă spun, măcar că Domnul Iisus a vorbit în doar două rânduri în Evanghelie despre sângele Lui, Biblia în ansamblul ei are multe de spus despre sângele Domnului Iisus. Pe de altă parte, în imnurile creștine care se cântă, de multe ori se vorbește despre sângele Domnului Iisus. Și m-am bucurat pentru faptul că dimineața aceasta la cină, la colectă chiar, s-a cântat o cântare a cărui refren vorbea despre sângele Domnului Iisus. Avem multe cântări care vorbesc despre sângele Domnului Iisus. Și aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că și în cer, potrivit mărturiei cărții Apocalipsa, capitolul 5 cu versetul 9, și în cer se cântă despre jertfa Domnului Iisus și despre sângele Domnului Iisus. Îngăduiți-mi să citesc acest cuvânt al Domnului pentru noi toți. Apocalipsa 5 cu versetul 9. De fapt, eu am să citesc chiar de la versetul 7. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ, slăvit să fie Domnul. În mulțimea aceasta despre care se vorbește aici, despre care se cântă în cer, dragii mei, suntem cuprinși și noi, și eu și dumneata,
Și încă o dată zic, binecuvântat să fie Domnul. Amin. În seara aceea de neuitat, când Mântuitorul Iisus era poate pentru a treia sau pentru a patra oară împreună cu ucenicii săi, la prăznuirea sărbătorii Vechiului Testament, sărbătoarea Paștelor, după rânduiala Vechiului Testament, Mântuitorul Iisus, la un moment dat, a luat în mâinile sale sfinte unul din paharele care erau acolo pe masă. A binecuvântat rodul viței care era în paharul acela și cu paharul întrecând prin pe ucenicii săi, cu vocea lui blândă le-a spus, luați toți și beți din el. Acesta este sângele meu. E sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Mântuitorul Iisus, în seara aceea, vorbea despre sângele Lui, sângele legământului celui nou. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun cu privire la sângele Domnului Iisus este faptul că El a fost prețul răscumpărării noastre. Dacă nu s-ar fi vărsat sângele Domnului Iisus, răscumpărarea mea și răscumpărarea dumitale n-ar fi fost posibilă niciodată. Prețul acesta atât de mare este, dacă vreți, cel mai mare preț plătit vreodată în universul întreg. Niciodată până atunci și niciodată de atunci încoace n-a mai fost plătit un asemenea preț. Odată a fost plătit pentru totdeauna, binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să vorbesc puțin în contextul acesta despre răscumpărare. Răscumpărarea este un concept care pentru cititorul modern al Bibliei, pentru creștinul din ziua de astăzi, parcă nu spune prea multe. Pentru omul din vechime, acela care a citit pentru întâia oară Scrierile Sfinte, conceptul răscumpărării era mult mai limpede și mult mai clar, mult mai bine înțeles decât pentru cititorul din vremea de astăzi. Răscumpărarea vorbește despre reîntoarcerea unei ființe sau a unui teren la proprietarul de drept de la care pentru o vreme a fost înstrăinat. De bună oară în Israel a fost de multe ori situația că un om a ajuns să fie sărac și s-a dat pe sine sclav pentru a face față unor situații din viața lui. Sau câteodată a trebuit să-și vândă terenul, proprietatea sau moștenirea părinților lui pentru ca să facă față unor situații grele din viața lui. Și a existat conceptul acesta al răscumpărării, al plătirii unui preț pentru ca omul acela să-și recapete libertatea sau terenul acela care a fost înstrăinat să se întoarcă din nou la stăpânul lui de drept. Conceptul acesta vorbește, dacă vreți, despre înstrăinarea omului față de Creatorul său. Pentru că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu l-a creat pe om pentru sine. L-a creat pe om pentru un scop nobil, pentru un scop înalt. Dar s-a întâmplat acel incident grozav, cumplit, cea mai mare tragedie din istoria omului, de când există oameni creați de Dumnezeu. Și omul a ajuns să se înstrăineze de Dumnezeu. Și a fost nevoie de o lucrare de răscumpărare. Lucrarea aceasta de răscumpărare nu putea face omul. Psalmiștii fiului Core, în Psalmul 49, versetele 6 la 8, vorbește despre oamenii aceia care își pun încrederea în bogățiile lor. Dar cu privire la oamenii aceștia, ei descoperă un adevăr și spun, răscumpărarea sufletului lor e așa de scumpă că nu se va putea face niciodată. Răscumpărarea sufletului unui om este așa de scumpă, este așa de greu de realizat, încât dacă toate finanțele lumii, deși poate lucrul acesta vi se pare greu de acceptat, dacă toate finanțele lumii ar fi puse la oaltă în scopul răscumpărării unui singur suflet, lucrul acesta n-ar fi posibil, pentru că banii aceia n-ar fi de ajuns. De trei ori se folosește cuvântul răscumpărare în acest psalm 49 semnat de fiul lui Core. Dar cu multă vreme înainte de ei se vorbea despre răscumpărător și despre răscumpărare în cartea Iov, despre care unii spun că ar fi cea mai veche dintre cărțile Bibliei. Eu obișnuiesc să spun că ea vorbește despre evenimente foarte vechi. Nu știm precis când ea a fost scrisă, dar vorbește fără îndoială despre evenimente foarte vechi.
Și Iov, acest bărbat care nu face parte din poporul lui Dumnezeu, în mijlocul încercărilor prin care este îngăduit să treacă, în mijlocul prietenilor care s-au transformat cu vremea în acuzatori, omul ăsta își exprimă nădejdea și spune în capitolul 19 cu versetul 25: dar știu că răscumpărătorul meu este viu și la urmă se va ridica pe pământ. Nu știu cât de mult înțelegea el, dar exprima un adevăr extraordinar. El avea un răscumpărător care avea să vină pe pământ. Și acel răscumpărător este și răscumpărătorul nostru, Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Amin. În aceeași carte, un alt personaj care ia cuvântul, vorbește și el despre un preț de răscumpărare al unui suflet care era în drumul pogorârii spre groapă. Și Dumnezeu îi zice unui înger: izbăvește sufletul acesta pentru că am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Dați-mi voie să vă spun, dragii mei, Iisus Hristos și-a vărsat sângele ca preț de răscumpărare pentru noi. Prețul acesta a fost așa de mare și a avut multă trecere înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Nu am fi putut fi salvați niciodată dacă n-ar fi fost vărsat sângele nevinovat al Fiului lui Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră. De aceea, acest lucru extraordinar are câteva implicații practice. Prima dintre implicații este aceea că noi, de atunci, de când am fost răscumpărați, noi nu ne mai aparținem nouă. Noi aparținem Tatălui nostru Ceresc, care ne-a plătit pentru noi prețul răscumpărării, binecuvântat să fie El. Amin. Și Apostolul Pavel reamintește lucrul acesta fraților din Biserica din Corint, în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 20. Voi nu mai sunteți ai voștri, spune Apostolul Pavel. Voi sunteți ai Domnului, pentru că ați fost răscumpărați de El. Și aș vrea, dragii mei, fiecare dintre dumneavoastră care mă auziți în dimineața aceasta, să țineți minte acest adevăr extraordinar, un adevăr glorios. Noi nu mai aparținem lumii acesteia. Noi nu ne mai aparținem nouă. Noi aparținem Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru noi și ne-a răscumpărat prin jertfa Lui. Binecuvântat să fie El. Un al doilea lucru pe care vreau să-l spun cu privire la sângele Domnului Iisus este acela că prin acest sânge, prin vărsarea acestui sânge, a fost posibilă iertarea noastră. Răscumpărarea noastră a fost un lucru pe care Dumnezeu l-a realizat. Dar iertarea noastră sau curățirea noastră de păcat a fost realizată tot prin jertfirea sângelui sau prin vărsarea sângelui Domnului Iisus Hristos. Evreul în vechime a fost învățat de Dumnezeu că pentru păcat se moare. Dacă veți citi cartea Leviticul cu atenție, o carte pe care și mai mulți dintre noi poate că o oboresc, știți, atunci când ne propunem să citim Biblia într-un an de zile, începem cu multă râvnă, cu mult entuziasm, trecem cu ușurință prin Genesa, se citește ușor, citim apoi cu aceeași râvnă și cu aceeași pasiune și Exod. Dar când vom ajunge până la urmă la cartea Levitic, acolo unde se vorbește mult despre jertfe, despre ritualuri, despre vărsarea sângelui jertfelor, acolo cei mai mulți dintre noi se împotmolesc. Și de ce să nu fim sinceri și să recunoaștem? Mulți am vrea să trecem peste cartea aceasta, să o cotim, că ea nu are prea multe să ne spună. Aș vrea să vă spun, dragii mei, cartea aceasta, Leviticul, care vorbește despre jertfe, are multe să ne spună. Și mesajul principal al acestei cărți este că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcat. Așa cum spune autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 9, versetul 24 sau 26, cred. Problema cu jertfele Vechiului Testament era următoarea. Atunci când evreul își dădea seama că a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, problema relației lui cu Dumnezeu putea fi restaurată, putea fi rezolvată într-un singur fel. El trebuia să aducă o jertfă Domnului. Pentru păcatul lui, el trebuia să vadă bine că se plătește, cineva plătește cu viața, că se moare pentru păcat. Însă, jertfele Vechiului Testament, oricâte vor fi fost ele,
n-aveau puterea să-L curățească pe cineva în chip desăvârșit. De aceea ele trebuiau aduse mereu și mereu. Și autorul epistolei către evrei, capitolul 10 al acestei scrieri, vorbește despre o anumită lucrare de înnoire a aducerii aminte a păcatelor. Jertfele Vechiului Testament trebuiau aduse mereu și mereu și cineva ar putea întreba, dacă ele n-au fost eficiente, atunci de ce au mai trebuit aduse? Rolul lor a fost acela de a zugrăvi marele adevăr, că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcat. Și ar trebui să vină Iisus ca să ducă o jertfă care ne face desăvârșiți odată pentru totdeauna. O jertfă care poate să facă pentru noi și în viața noastră ceea ce n-au putut să facă milioanele de jertfe pe care evreii le-au adus în vechime. M-am gândit de multe ori, dragii mei, la Ioan Botezătorul, care atunci când era în plinul sau în apogeul lucrării sale publice, în două rânduri, l-a privit pe Domnul Iisus și a spus celor care erau adunați acolo și l-auzeau, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. În cuvântul pe care Domnul a spus în seara aceea ucenicilor, când a instituit cina Domnului, El a spus, sângele meu care se varsă pentru iertarea păcatelor celor mulți. Și între cei mulți suntem socotiți și noi. Am fost cuprinși și noi în această numărătoare pentru că ne-am pus nădejdea în jertfa Domnului Iisus și îl binecuvântăm pentru lucrul acesta. În al treilea rând și mă grăbesc să ating tot ceea ce mi-am propus în dimineața aceasta, timpul aleargă cu grăbire. În al treilea rând aș vrea să vă spun, dragii mei, că sângele Domnului Iisus oferă și o hrană spirituală pentru noi. Ne dă viața. Lucrul acesta a fost făcut evident într-una din vorbirile Domnului Iisus. Se găsea în Ținutul Galilei și într-una din zile Domnul le-a spus ucenicilor și noroadelor care îl înconjurau că trupul său este o hrană și că, într-adevăr, sângele său este o băutură. Despre lucrurile acestea ne vorbește Evanghelistul Ioan în capitolul 6 al scrierii sale și aș vrea să citesc nu toată predica Domnului Iisus, ci doar acea parte din ea care vorbește despre trupul lui și despre sângele lui. Iisus le-a zis, citesc de la versetul 53 în jos, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Viața spirituală în noi, credincioși, în cei ce am încheiat legământ cu Dumnezeu, este întreținută, dragii mei, și prin participarea noastră la cina Domnului, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Acesta este adevărul pe care Iisus îl zugrăvea în cuvântarea sa și pe care ascultătorii de atunci n-au fost în stare să-l primească pentru că l-au cântărit omenește, l-au analizat pământește, n-au fost în stare să înțeleagă și au întors spatele și cei mai mulți s-au depărtat de Domnul și de atunci n-au mai umblat cu El. Atunci, în ziua aceea, când Domnul i-a descoperit acest adevăr, în jurul lui au rămas doar cei 12 ucenici. Apoi, în al patrulea rând, aș vrea să vă spun că sângele Domnului Iisus este garanția biruinței noastre în lupta pe care o avem de dus, în lupta spirituală pe care noi avem de dus. Noi avem de dus o luptă spirituală și Apostolul Pavel a descoperit fraților din Efes că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva unor realități spirituale care în putere ne depășesc pe noi. Și tocmai de aceea Dumnezeu, în bunătatea Lui, nouă ne-a pus la îndemână mijloace ca să putem lupta cu folos. Și unul din mijloacele acestea, una din armele acestea, este sângele Domnului Iisus Hristos. Am înțeles acest adevăr atunci când am citit de bună oară Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul al 11-lea,
unde se vorbește despre niște oameni care l-au învins pe vrășmașul prin sângele Domnului Iisus și prin cuvântul mărturisirii lor. Avem de purtat o luptă și de multe ori simțim că lupta aceasta este prea grea pentru puterile noastre. De multe ori simțim numai atât dacă nu-i vedem fizic prezența vrășmașului lângă noi, cum încearcă pe toate căile să ne fure pacea, să ne facă rău, să ne tulbure, să ne provoace să păcătuim. Dar aș vrea să vă spun, prin sângele Domnului Iisus, noi putem lui. Am auzit de-a lungul anilor pe atât de mulți frați, pe atât de multe surori, care au mărturisit că au avut momente în care luptele li s-au părut foarte grele. Și atunci când au chemat în ajutor numele Domnului și când au cerut sângele Domnului Iisus, au căpătat biruință. Lucrul acesta, dragii mei, a fost zugrăvit și în vechime, când poporul lui Dumnezeu se găsea încă în robie, în țara Egiptului. A fost o vreme în care Dumnezeu a hotărât să le vină în ajutor și să-i izbăvească de acolo. Când să se judece cu țara Egiptului și cu toți zeii Egiptului. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, în noaptea aceasta, va trece nimicitorul peste toată țara și în fiecare casă va lovi pe întâiul născut din fiecare familie. Dar în poporul meu, spune poporului meu să facă lucrul acesta, să ia sângele unui miel de un an, un miel neprihănit, și cu sângele acela să ungă ușorii ușii, adică stâlpul din stânga, stâlpul din dreapta și partea de sus a ușii. Partea de jos nu trebuia. Dar partea din stânga, partea din dreapta și partea de sus a ușii trebuiau unse cu sângele acelui miel. Și noaptea aceea, oricine stătea de adăpostul sângelui mielului pus acolo pe ușorii ușii, avea scăpare. Dumnezeu sufletului acelea, casei acelea, familia acelea, îi garanta biruință, îi garanta izbăvire. Nimicitorul putea să treacă doar prin fața ușii, dar n-avea voie să intre. Aș vrea să vă spun că, din punct de vedere spiritual, avem și noi o luptă de dus și insist asupra acestui lucru pentru că sunt prea multe înfrângeri în poporul lui Dumnezeu. Și cred că poporul lui Dumnezeu va trebui să învețe să cheme iarăși numele Domnului atunci când este greu. Și cred că poporul lui Dumnezeu atunci când are lupte grele de dus trebuie să învețe iarăși să ceară sângele Domnului Iisus în apărare ca să fie izbăvit. Dragii mei care sunteți părinți într-un mod deosebit, vă sfătuiesc, peste copiii dumneavoastră, chemați numele Domnului și cereți protecția care este în sângele Domnului Iisus ca să fie izbăviți copiii dumneavoastră, copiii noștri, de orice influență din partea vrășmașului. Pentru că în vremea pe care noi o trăim, cumplită bătălie se dă împotriva sufletelor copiilor noștri. Dumnezeu să ne păzească. Amin. Aș vrea să mai adaug un singur lucru și apoi mă voi apropia de încheiere. Aș vrea să vă spun că dacă pentru noi s-a plătit un preț atât de mare, dacă Dumnezeu ne-a pus la îndemână un asemenea izvor de binecuvântări, sângele Domnului Iisus, aș vrea să vă spun că lucrul acesta creează pentru noi și multă responsabilitate. Apostolul Petru a scris fraților în întâia sa epistolă, în capitolul 1, versetele 16, 17, 18. Dacă voi chemați ca tată pe cel ce judecă, atunci purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Că știți că nu cu aur, nu cu argint, nu cu pietre scumpe, nu cu alte lucruri pieritoare din lumea aceasta, aș adăuga el, ori aș adăuga eu, orice valoare ar mai descoperi oamenii între timp, nu cu valori din lumea aceasta ați fost răscumpărați, ci cu sângele sfânt, care a curs din rănile Fiului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să trăim cum se cuvine. Mai este un cuvânt în Cartea către Evrei, în capitolul 10, un cuvânt care, atunci când îl citesc, parcă mă cutremur și mă învior și peste care eu cred că mulți creștini trec cu prea multă ușurință. Un cuvânt care vorbește despre responsabilitatea noastră față de Dumnezeu. Aș vrea să-l citesc și am să-l citesc rar. Am să-l citesc rar nu pentru că nu văd. Am să-l citesc rar nu pentru că nu mă ajută vocea. Am să-l citesc rar nu pentru că
aș avea vreun impediment personal, ci aș vrea să-l citesc rar pentru ca dumneavoastră să-l auziți bine și să-l înțelegeți bine. Evrei, capitolul 10, de la 26 în jos. Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocoli pe Duhul Harului. Și mă opresc aici cu citirea. Dragii mei, Apostolul Petru ne-a spus să umblăm cu frică, adică cu grijă. Autorul epistolei către evrei ne avertizează cu privire la o pedeapsă aspră care îi privește pe cei ce calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și pângăresc sângele legământului. Și în Cartea Domnului, în Noul Testament, în multe locuri, nu mi ajunge timpul să citesc toate textele acestea, se vorbește insistent despre responsabilitatea de a trăi credinciosul în curăție, tocmai pentru că pentru el s-a plătit un asemenea preț. Dacă în casa ta ai un bibelou, un cristal, pentru care ai plătit o grămadă de bani, oare lucrul acela este tratat ca și o cutie de conservă de care te-ai folosit și de care nu mai ai nevoie? Nu. Pentru lucrurile în care ai investit mult, dovedește o grijă deosebită. Aș vrea să vă reamintesc, prețul răscumpărării noastre este sângele Domnului Iisus. Un asemenea preț nu putea să plătească nimeni niciodată. Singur Dumnezeu putea să plătească și l-a plătit. Slăvit să fie numele Lui. Sângele Domnului Iisus ne curățește pe noi de păcatele noastre. Sângele Domnului Iisus întreține în noi viața spirituală. Sângele Domnului Iisus ne dă biruință în lupta oricăror puteri spirituale care luptă împotriva noastră. Și câtă vreme rămânem sub ocrotirea sângelui Domnului Iisus, vreau să vă spun, scrâșnește vrăjmașul din dinți împotriva noastră, dar nu ne poate atinge nici măcar un fir de păr din cap. E mare lucru. Se cuvine să-L binecuvântăm pe Domnul pentru aceasta. În ziua de astăzi avem oportunitatea binecuvântată, avem harul. Ne-a făcut Domnul favoarea să putem întinde mâna să ne împărtășim din nou. Întrebarea pe care mi-o pun de multe ori, realizăm oare, înțelegem noi oare importanța acestei lucrări? O prețuim noi oare cum se cuvine? În zilele care preced împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, îmi fac o cercetare deosebită. Și ieri am stat înaintea Domnului și am plâns foarte mult. Soția mea poate că știe ceva. Și am întrebat, Doamne, oare starea pe care noi o arătăm, atitudinea pe care noi o arătăm față de această lucrare care pe tine te-a costat atât de mult, oare atitudinea noastră este după voia ta, oare îți place? Nu cumva am devenit nepăsători față de o lucrare așa de minunată? Nu cumva am devenit reci și insensibili, mi se spun aceste lucruri și parcă le-am auzit de atâtea ori și nu ne mai ating și nu ne mai emoționează și nu ne mai cercetează. Aș vrea ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să ne scoată din această stare de împietrire, de răcire, de răceală. Să ne ajute să înțelegem cât de mare este dragostea pe care Dumnezeu a dat-o pentru noi și într-o astfel de sărbătoare să fim cu inimile pline de bucurie și de recunoștință față de Cel care ne-a răscumpărat cu un preț așa de mare, a Lui nume să fie binecuvântat în veci. Amin. Potrivit rânduierii bisericii noastre, în continuare, ne vom apropia de lucrarea propriu-zisă. Voi chema biserica să îngenuncheze înaintea Domnului, ne vom ruga împreună. Și într-o rugăciune comună aș vrea să-i mulțumim Domnului pentru această lucrare.
Să-i mulțumim Domnului că ne-a chemat și ne-a dat oportunitatea să fim părtași la ea. Să rugăm să desăvârșească El pregătirea noastră. Eu cred că de-a lungul acestei săptămâni, gândurile dumneavoastră s-au îndreptat pe această lucrare. Eu cred că v-ați ferit de lucrurile mari, de care știați că trebuie să vă feriți. Dar sunt încredințat că pregătirea noastră poate să fie desăvârșită numai atunci când îi cerem iertare Domnului și când El se îndură de noi. Aș vrea așadar să-i cerem și iertare, să rugăm să desăvârșească pregătirea noastră. Și în urma acestei rugăciuni, care va fi o rugăciune comună, ne vom ruga împreună cu fratele Mircea pentru azima care se va frânge între noi, pentru rodul viței care va fi împărțit între noi și care simbolizează sângele vărsat pentru noi. Și apoi, după aceste rugăciuni de binecuvântare, cei ce se împărtășesc rămân în continuare pe genunchi, se roagă Domnului, iar ceilalți se ridică și le ocupă locul pe scaun. Nu se plecă la rugăciune.